Salutare lume, Proteicea, și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul Point Select, un joc nelocalizat în limba română și jocul este de la AEG. În Point Select veți încerca să faceți salata voastră cu diferite legume și în același timp să luați diferite cărți de punctaj care în combinație cu salata care o creați vă va da cele mai multe puncte la sfârșitul jocului. Jocul este unul simplu de cărți în care aveți două mecanisme importante: draftare de cărți, unde luați cărți de pe masă, cu cărți de punctaj și cărți cu diferite legume, și tablou building, adică faceți tabloul de salată, respectiv cărți de punctaj pe parcursul jocului. Jocul este pentru 2-6 jucători, durează undeva la 15-30 de minute și are un grad de dificultate și o vârstă recomandată de 14+. Cam atâta general despre Point Select. Haideți să mergem la masă, să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii. Haideți să începem cu setup-ul jocului. În primul rând, veți lua pachetul de cărți din cutie. Pachetul are 108 cărți, dacă nu mă înșel, și are pe fiecare pe fiecare carte are pe o față o legumă și pe cealaltă față aceste modalități de punctaj. O să discutăm imediat în detaliu despre asta. Ce veți face? Veți lua acel pachet și în funcție de numărul de jucători veți elimina un număr de legume din fiecare tip. Deci trebuie neapărat să vă uitați câte cărți trebuie să folosiți în funcție de numărul de jucători. După ce ați făcut acel lucru, amestecați pachetul, împărțiți-l în 3 grămezi egale, cum am făcut și noi aici, puneți-le cu legumele în jos, deci cu cărțile de punctaj în sus, și apoi extrageți primele două cărți de pe fiecare grămadă și puneți-le cu fața de legume în sus. Deci se va crea ceva de genul o piață comună de legume și o piață comună de cărți de punctaj. După ce ați făcut acest lucru, aleatoriu decideți cine este primul jucător și jocul este gata să înceapă. Haideți să vedem despre ce este vorba și cum se joacă jocul. Dar înainte să discutăm ce se poate face pe runda unui jucător, vreau să vă arăt puțin cum sunt formate și structurate cărțile. Toate cărțile au două fețe, pe o față au una din cele 6 tipuri de legume și avem aici cabbage, lettuce, carrots, avem tomatoes, peppers și onions. Uitați aici, da? Deci avem, aici asta am pus să vă arăt. Avem pe o parte a cărții una din cele 6 tipuri de legume și bineînțeles există mai multe tomatoes, mai multe cabbage și așa mai departe. Respectiv pe spatele fiecărei cărți există o modalitate de punctaj și în colțuri are însemnat ce legumă este pe partea cealaltă și o să vedeți imediat de ce este important. Dar asta am vrut în primul și în primul rând să ne uităm la elementul de bază în acest joc și anume cărțile, care, cum spuneam, sunt cu două fețe, pe o față legumă și pe cealaltă față ce legumă e pe partea cealaltă în colțuri plus o modalitate de punctaj. Bun, și acum haideți să vedem ce faceți pe tura voastră. Deci, bineînțeles, primul jucător, cum ați decis aleatoriu, va începe jocul și pe tura voastră ce puteți face sunt două lucruri, sunt de fapt trei lucruri, dar haideți să începem cu cele două de bază. Aveți două acțiuni de bază care puteți să le faceți. Să luați o carte de punctaj de aici, una din cele trei, sau să luați două legume din cele 6 de aici. Nu trebuie să le luați într-o anumită ordine sau doar pe rând sau doar pe coloană, puteți oricare două să le luați. Deci, practic, să zicem că e tura mea și eu decid să iau o carte de punctaj. Iau cartea de punctaj, o pun în fața mea, vă imaginați aici că e fața mea, aici așa, o pun în fața mea și, practic, tura mea a luat sfârșit, următorul jucător este la rând. Să spunem că s-au luat diferite cărți, ajunge iarăși la mine, eu aș putea acum să iau altă carte de punctaj, o să pun la mine în tablou, sau aș putea să iau două legume. Hai să zicem că iau două legume de data asta și o să iau un cabbage și un lettuce și le pun frumos în fața mea, în tablou. Deci am luat alea, fiindcă deja cartea asta de punctaj îmi dă niște puncte la sfârșitul jocului bazat pe cele două legume, și anume lettuce și cabbage, dacă putem să le spunem legume. Așa. Sau ingrediente de salată, să le spunem așa. Bun. După ce am luat două legume, iarăși tura mea a luat sfârșit și se vor întoarce două cărți noi în piața centrală. Foarte important, de unde s-a luat carte, din teancul acela se pune carte. Deci fiecare teanc este asociat unei coloane. Dacă aș fi luat două cărți de aici, puneam două cărți de aici. Cum am luat eu una de aici și una de aici, dacă nu mă înșel, am întors una de aici și una de aici.
Da? Deci asta este o regulă importantă de ținut minte. În momentul când trebuie să întoarceți, de exemplu, că s-au luat cărți și nu mai sunt cărți într-un anumit pachet, pur și simplu luați un alt pachet, împărțiți-l cât de egal posibil și le puneți una lângă alta ca să formați iarăși trei grămezi care să fie asociate unei coloane. Deci nu amestecați toate care au rămas și refaceți teancurile, ci pur și simplu luați unul din teancurile care nu s-a terminat și îl împărțiți aproximativ la jumate. Bun, și atunci, cum spuneam, petura mea sau petura voastră, ce puteți face este să luați o carte de punctaj sau să luați două legume. Dacă luați o carte de punctaj, nu se întâmplă nimic, că apare altă carte de punctaj. Dacă luați două legume, și trebuie să luați două legume, o să se întoarcă legume noi în piața centrală. Deci astea sunt cele două acțiuni de bază. Acum, când vine tura mea, pot să iau alte două legume sau poate să iau o carte punctaj. Și tot așa, veți lua cărți de punctaj și legume pentru a face cât mai multe puncte la sfârșitul jocului. Dar o să discutăm imediat despre asta. Ce mai vreau eu să menționez, observați, primul avantaj care îl aveți, că vedeți ce este pe partea cealaltă a cărții. Deci noi știm aici, datorită acestor semne din colț, că pe spatele acestei cărți sunt carrots, da? Sau este un carrot. Asta ce un morcov? Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă cumva ia cineva una din cele două cărți de aici sau pe amândouă, se va întoarce încă un morcov și ce mai este dedesubt. Nu știm ce este dedesubt, dacă se iau ambele cărți. Dacă se ia numai una, se întoarce morcovul. Deci, practic, voi știți, puteți puțin să vă faceți o strategie. Ok, ce vine? Mie îmi trebuie ceapă. Ok, ce fac? Aici avem onion dedesubt. Iau o carte de aici. Iau o carte de aici ca să eliberez, ca să vină. Sau iau cartea asta de punctaj. Și acum vă ziceți, păi bine, dacă mie îmi trebuie ceapa, de ce iau cartea asta de punctaj? Fiindcă mai aveți o acțiune gratis care puteți să o faceți pe tura voastră, care nu face parte din acțiunile de bază, acelea de a lua legume și de a lua cărți de punctaj. Și anume, ce puteți face odată pe tură, odată pe tura voastră, cu o singură din cărțile care le aveți de punctaj, dacă poate vă trebuie neapărat, să zicem, ceapa asta, să zicem că avem cartea asta de punctaj aici. Sau observați că încet, încet strângeți morcov și cepe și faceți puncte minus și nu mai vreți acest lucru. N-ați putut să vă focusați numai pe roșii cum ați vrut. Puteți, odată pe tură, să luați o carte de punctaj din fața voastră și să o întoarceți la legumă și să puneți în zona de legume această carte. De exemplu, ceapa, să spunem. Acum, ce este important? Nu puteți niciodată să faceți invers. Nu puteți să luați o carte din zona de legume și să o întoarceți spre zona de punctaj. Nu. Decât din zona de pe fața de punctaj, puteți să o întoarceți în zona de legume. Deci observați aici încă un avantaj, să știți ce cărți aveți pe spate, ca să nu trebuiască să vă uitați. Vă uitați pur și simplu pe cărțile de punctaj și vedeți, ok, am nevoie de un morcov, hai că întorc asta. Dar întotdeauna calculați și verificați dacă merită să pierdeți punctele de pe cartea care o întoarceți. Cum spuneam, după ce ați întors-o la legumă, nu mai puteți să o întoarceți înapoi la punctaj. Și toate cărțile care sunt cu fața de legumă în sus nu vor puncta, doar cele care sunt cu fața de punctaj în sus. Și tot așa, rând pe rând, fiecare jucător face una din cele două acțiuni de bază. Ori ia o carte de punctaj, ori ia două cărți legumă. Și apoi următorul jucător este la rând și se reumple piața dacă s-au luat legume. Și pe lângă asta mai poate să facă gratis o acțiune de întoarcere a unei cărți punctaj în cărți legumă. Deci nu uitați, în această întoarcere de la o carte de punctaj la o carte de legumă nu este considerată acțiune. Deci practic pe tura voastră puteți să luați o carte de aici sau două de aici și să întoarceți o carte. Deci una din acțiunile de bază și cea gratis dacă vreți, nu sunteți obligați să faceți. Acțiunea gratis, dar una dintre acțiunile astea trebuie să o faceți. Și tot așa se va drafta, se vor extrage cărți din diferitele zone, roată în jurul mesei, veți strânge mai multe legume, mai multe cărți de punctaj, până când toate cărțile din toate grămezile sunt extrase de către jucători. Asta înseamnă că nu va mai fi niciun fel de carte pe nicio față în mijlocul mesei. În acel moment, jocul va lua sfârșit. Și vom intra în etapa de punctaj, care fiecare jucător
sau în care fiecare jucător își va lua fiecare carte de punctaj și va verifica câte puncte valorează. Aici să ne uităm, zice un punct pe Cabbage și unul pe Lettuce. Da, deci în cazul nostru, bine, n-am extras tot jocul, avem un punct și un punct, deci două puncte. Acum, dacă, să spunem, haideți să vedem, da, să spunem că mai fi avut și cartea asta de punctaj în față, am fi primit două puncte pentru fiecare Cabbage și minus 4 puncte pentru fiecare Lettuce. Deci astea se contraziceau pe jumătate, dar nu știți niciodată ce o să draftați. Poate aveți o strategie bună să mergeți în direcția asta sau ați luat de exemplu ăsta care zice cele mai puține Cabbage și primiți 7 puncte. O să ne răsfoim câteva cărți de obiectiv, dar ce am vrut să spun, la partea de punctaj, fiecare carte de punctaj se ia individual. Adică iau cartea asta de punctaj, verific toate legumele din fața mea care îndeplinesc regulile și îmi scriu punctele. Apoi iau următoarea carte, iarăși verific toate legumele. Deci, practic, dacă eu am folosit, să spunem, cabbage-ul ăsta să-mi iau un punct aici, voi lua pe același cabbage și două puncte aici, da? Deci, practic, asta este toată ideea. Fiecare carte de punctaj să o considerați separat și să analizați iarăși tot tabloul vostru de legume. Nu este ca și cum am luat două puncte pe ăsta iese din joc. Nu. La fiecare carte de punctaj se folosesc toate legumele care, tot tabloul de legume care l-ați făcut în fața voastră. Și după ce ați adunat toate punctele pozitive și toate punctele negative de pe cărțile voastre de punctaj din tablou, bineînțeles, jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă. Acum, foarte pe scurt, haideți să luăm, de exemplu, grămada asta și să ne uităm puțin prin tipurile de cărți de punctaj. De exemplu, aici zice, dacă sunteți cel cu cele mai puține peppers și cei mai puțini ardei, aveți 7 puncte. În situații din astea de scor unde s-ar putea să existe egalitate, fiindcă aici nu te interesează egalitatea, aici îți dă puncte pentru câte ai tu un tablou. Aici când zice cele mai puține sau cele mai multe, dacă există egalitate între doi jucători la cele mai puține, atunci jucătorul care are cartea de punctaj punctează. Deci el câștigă egalitatea. Deci ce mai avem aici? Vedem 3 puncte pentru fiecare din asta, minus 1 punct, minus 1 punct. Deci am 5 carrots, iau minus 1 punct. Această carte, vedeți, are pe spate un carrot. El nu se pune. Deci voi verificați pentru punctajele voastre doar tabloul de legume care sunt cu legumele cu fața în sus. Respectiv, toate cărțile de punctaj sau toate fețele de punctaj de pe partea cu legumele nu se iau în considerare ca și cărți de punctaj. Deci, depinzând cu ce față sunt în sus, acolo sunt luate în considerare. Toate cărțile de punctaj cu fața în sus sunt cărți de punctaj, nu sunt cărți legume. Toate cărțile legume cu fața în sus sunt cărți legume, în tablou de legume nu sunt cărți de punctaj. Bun. Ce mai avem aici? Cele mai multe cepe, cele mai multe roșii. Pentru fiecare pereche de varză cu roșie, aveți 5 puncte. Aici e important. Aici când vreți să punctați asta, practic luați o pereche de roșii și de cabbage, bine, 5 puncte, ați scos-o din joc, din calculul acesta. Căutați altă pereche și tot așa. Dar după aia, iar intră în discuție când vorbiți despre altă carte de punctaj. Iarăși așa, două puncte pe roșie, vedem aici două cepe, 5 puncte, cei mai puțini morcovi, vedem aici trei tipuri diferite, perechi de 3, să spunem așa, pentru 8 puncte. Deci observați tot felul de combinații și de posibilități de a face puncte, ce practic, cum ziceam, îi dă o rejucabilitate foarte mare. De exemplu, aici, dacă suma roșilor este even 7 puncte, dacă este odd 3 puncte, pari impar sau așa mai departe. Și mai aveți multe, nu o să trecem prin toate, dar cam despre asta este vorba, un joc simplu unde aveți două de ales din două acțiuni de bază, luăm o carte sau luăm o carte de punctaj sau două de legume, plus puteți să faceți extra să întoarceți o carte de punctaj într-o carte de legume, niciodată invers.
Și, bineînțeles, cum spuneam, jucați până când toate cărțile au fost luate de către jucători și cine are cele mai multe puncte, câștigă. Acum, că ați văzut despre ce este vorba în pointsele, dar aștept întrebările și părerele voastre mai jos în comenturi. Din punctul meu de vedere, este un joc foarte fain de luat cu tine, nu ocupă un spațiu foarte mare pe masă. Bineînțeles, dacă faceți setup-ul cum l-am făcut noi pe masă, dar puteți să înghesuiți puțin cărțile, chiar cele de legume să le suprapuneți. Deci puteți să găsiți diferite variante să micșorați și mai mult spațiul ocupat. În același timp este un joc foarte bun de introducere în acest hobby, având în vedere că ați văzut foarte simplu, o singură regulă, ia o carte pe tura ta și bineînțeles și cu ideea că poți să întorci o carte, dar cu toate că este atât de simplu de explicat și de jucat, are partea lui de strategie. Pe ce cărți merg, ce cărți draftez și are într-adevăr o rejucabilitate enormă, având în vedere că cărțile de punctaj, care practic sunt cele care dau rejucabilitatea jocului, sunt atâtea câte cărți sunt. Deci sunt 108 cărți, dacă nu mă înșel, și pe fiecare spate este o altă modalitate de punctaj. Deci există o rejucabilitate enormă acolo, puteți în fiecare joc să mergeți să încercați să punctați într-un mod diferit, ce practic îi dă jocului o rejucabilitate. O chestie foarte interesantă a răsii este că merge foarte repede, cu toate că are, cum spuneam eu, se joacă ușor, are partea lui de strategie tactică care puteți, deci nu-i, pur și simplu poți să fii atent la altceva și să joci și în același timp se joacă și foarte repede, de aceea puteți poate juca mai multe partide și în același timp, cum spuneam, este un joc foarte bun de introducere și mai învață și două elemente destul de prezente, să spunem așa, în jocurile de societate de ziua de astăzi și anume partea de drafting, de draftare de cărți, ales cărți de pe masă și luat în mână sau în tablou și partea de tablou building unde vă creați în cazul acesta salata și modalitățile voastre de punctaj. Deci foarte interesant jocul, unul micuț, bine gândit, ușor de jucat, are partea lui interesantă, să-ți punem minte la contribuție și este rapid de jucat și foarte potrivit, zic eu, ori pentru început de seară sau între jocuri mai grele sau, cum spuneam eu, chiar introductiv în acest hobby. Se joacă și până la 6 jucători, ce practic dă o posibilitate foarte bună să introduceți mai mulți jucători în acest hobby sau în acest joc și turile merg destul de repede, că practic pe tura ta doar selectezi o carte sau două și se reumple și se merge mai departe. Deci astea au fost, deci dacă căutați, cum spuneam, un joc simplu de cărți, portabil, rapid, care are partea lui de bătut capul și așa mai departe, aruncați o privire la Point Select. Cam atât, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați, dați un subscribe aici și un follow la pagina ProTiPlays pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTiPlays. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon, acolo aveți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atât, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!